Să începem? Da? Veți puțin? Da. Bine ați venit la primăria municipiului de Turniște. Și mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre, pe care v-am lansat cursul acestei dimineți. Dorim să discutăm despre unele condiții care au apărut în această săptămână, legate de derularea anumitor proiecte la nivelul municipiului Târgoviște. Am văzut că chiar titluri alarmante în unele cotidiene online și vreau să stabilim adevărul, vreau să punctăm acolo unde este comunicat și să explicăm oamenilor cum stau lucrurile de fapt din punct de vedere administrativ și nu din punct de vedere politic. Știam despre aceste atacuri pe care Adrian Țuțuleanu urma să le pornească asupra primăriei municipiului Turniște pentru că acum două săptămâni, evident, au venit oamenii PSD și ne-au spus să fim atenți că domnia sa pune tunurile pe primăria Târgoviște, fiind ultimul bastion al PSD-ului în județul Târgoviște. Să nu vă închipuiți, nefiind ultimul bastion, să nu vă închipuiți că nu ne așteptam, necucerit. Că aveți impresia că oameni din jurul lui Adrian Țuțuleanu, sătui de ceea ce face centărețul șef al județului, nu vin și nu discută cu noi, nu vin și nu ne spun ceea ce li se întâmplă alături de Țuțuleanu. Am văzut un titlu și cu asta îi vrea să încep, că e un dezastru în municipiul Târgoviște. Să vă spun din capul locului că dezastrul este în capul acestui individ, și sper ca balamucul pe care timp de 2 ani l-a promovat în județul Dâmbovița să se oprească aici și să lase funcționarii din primăria municipiului Târgoviște să lucreze, astfel încât să putem duce la bun sfârșit proiectele în care suntem angrenați. Proiecte pentru care nu are absolut niciun merit. Și fiindcă s-a făcut vorbire despre cele două piduri din zona A și din zona B, o să vă aduc aminte că la semnarea contractului de execuție pe Micro 6, a existat o opinie scrisă, spusă cu voce tare de un deputat din Dâmbovița, discutată și de alți deputați, dar ne făcute publice aceste opinii, cum că Adrian Țuțuleanu a făcut tot ce a stat în putință pentru ca cele două contracte de execuție lucrări pentru bidurile A și B să nu fie semnate. Deci târgoviștenii trebuie să știe că dacă ar fi fost după Adrian Țuțuleanu, niciodată n-ar fi avut parte de reabilitarea cartierelor Micro 6, Micro 11, Micro 12, cartierul CFR, Alea Trandafirilor. Pentru simplu fapt că n-avea primar la municipiul Târgoviște. Pentru că asta este logica după care funcționează acest individ. Am trecut atunci toți foarte ușor peste aceste declarații, am crezut că sunt declarații politice, era momentul
emoționat asemnării unui astfel de contract și n-am prea băgat în seamă acea declarație de atunci. Dar sunt convins că mass media, dacă se uită pe registrări din urmă, o poate regăsi declarația respectivă. Sigur, m-am interesat și ce interes ar fi avut ca un om normal la cap, ca aceste contracte să nu fie derulate. Și răspunsul a venit de la cei care cunosc ce se întâmplă în lumea fondurilor nerambursabile, cei care au acces la informații de la Agenția de Dezvoltare Regională, și am aflat că pe ADR Sud-Muntenia, pe POR, în condițiile în care PID-urile n-ar fi fost semnate, următorul program finanțabil era Subcarpatia. Sigur, parte din această investiție venea tot spre județul Dâmbovița, numai că fondurile se derulau prin Consiliul Județean. Și atunci, sigur că lucrurile astea au o anumită logică. Dar am trecut peste momentul respectiv, lucrările se derulează, s-au semnat contractele, oamenii sunt pe teren, am ajuns cu PID-ul zona B la 75%, cu zona A la 50%, decontările sunt sub procentele de execuție realizate de către constructor. Vreau să vă spun că plățile la zona A, de exemplu, sunt undeva la 10% din ceea ce a realizat executat. Deci lucrările sunt aproximativ 50% realizate, plățile sunt undeva la 5%. Asta ca să înțeleagă și domnul Țeană cum stăm pe aceste proiecte. Astăzi însă nu mai înțeleg care este motivația pentru care aceste două proiecte sunt atacate din nou. Pentru că dacă există doar motivația politică pentru alegerile prezidențiale sau pentru alegerile de la primăria municipiului Târgoviște de anul viitor, probabil, când vor fi organizate de către guvern. Deci dacă asta este motivația, înseamnă că omul este inconștient. Dacă ataci două proiecte mari de infrastructură doar pentru a-ți asigura un beneficiu politic, înseamnă că oamenii te-au ales degeaba. Și că 2 ani în care n-ai făcut altceva decât să provoci scandal în județ, nu pot fi acoperiți decât un alt scandal. Pentru că altă explicație eu nu o găsesc. Sigur, suntem supuși presiunilor din toate părțile. Și politice, deși nu cred că cineva și-a putut închipui că vreunul din primăria municipiului Târgoviște, din cei care facem și politică și suntem și în executiv, vreodată ar fi plecat la PSD. Dar am crezut că o relație instituțională normală poate exista între primăria municipiului Târgoviște și o instituție cum este Consiliul Județean. Și până acum, o perioadă, această relație, ați văzut că a existat. Nu sunt lucruri care au apărut ieri sau alaltă. Constituția face referire la, mă rog, face referire în ansamblu la modul cum se derulează aceste proiecte, nu numai pe timp. Am văzut că atacă inclusiv investiția de la baza de agrement, la baza Crizantema. Domnul Țeană, eu vă spun un singur lucru. Dacă acest demers e pornit doar pentru a obține, doar pentru a avea succes la alegeri, eu vă doresc succes. Lăsați-mă însă să ne desfășurăm activitatea
în mod liniștit, lăsați-ne oamenii să lucreze astfel încât la finalul perioadei de implementare să ne bucurăm cu toții de rezultatul acestor investiții. Așa cum s-au derulat proiectele pe port, în școli, așa cum ați fost prezent la toate inaugurările și alergați după foarfecă să tăiați panglica, vă promit că vă vom invita la sfârșitul acestor proiecte să fiți alături de noi, să pozați alături de noi, așa cum vă place, pe niște investiții la care n-ați avut absolut niciun merit. Și dacă vreți, vă dau un exemplu de ce face sau cum reușește Adrian Țuțianu să facă administrație în municipiul Târgoviște. Și veți fi invitați cu toții zilele viitoare la un obiectiv, evident, pornit pe vremea lui Florin Popescu, pentru că Adrian Țuțianu n-a pornit nicio investiție nouă în mandatul său. E vorba de vechiul spital din Dosului Hitorului. Da? Sunt 3 ani de zile de când se chinuie să reabiliteze o casă, o clădire. Sunt 3 ani, oameni. E început în 2011, 2012. Dar suntem în finalul 2014 și vedeți, o să vedeți cum arată acea investiție. Ăla, acolo faceți diferența și acolo târgoviștenii fac diferența vis-a-vis de cum administrează Adrian Țuțianu un astfel de proiect și ceea ce facem noi. 10 școli finalizate pe port, cu încă 4 programe mari în care suntem implicați și pe care le vom duce la bun sfârșit.